Bună, eu sunt Ionela de la Școala de Limbă Engleză Accord School și astăzi am să vă vorbesc despre adverbele de frecvență. Adverbs of frequency. Let's go! Ce sunt adverbele de frecvență? Sunt cuvinte specifice care ne arată cât de des se întâmplă o anumită acțiune. Ele pot fi definite și indefinite, iar atâta timp cât vorbim despre acțiuni repetate sau obiceiuri, adverbele de frecvență se utilizează în mare parte doar cu prezentul simplu. Haideți să vedem acum câteva exemple de adverbe de frecvență definite. Daily, weekly, monthly, yearly. Zilnic, săptămânal, lunar, anual. Every minute, every day, once an hour. În fiecare minută, în fiecare zi, o dată pe oră. Once, twice, three times, a million times. Odată, de două ori, de trei ori, de un milion de ori. Adverbele de frecvență definite de obicei se poziționează la sfârșitul propoziției. De exemplu, he checks his emails every day. El își verifică poșta în fiecare zi. They travel twice a year. Ei călătoresc de două ori pe an. Pentru a accentua sau a evidenția o anumită situație, adverbele definite de frecvență pot fi poziționate la începutul propoziției. De exemplu, every night we stay up late to study. În fiecare noapte stăm până târziu și învățăm. Acum am să vă dau câteva exemple de adverbe de frecvență definite care de fapt prezintă o idee generală a cât de des are loc o anumită acțiune. Always, întotdeauna, usually, de obicei, frequently, frecvent, often, adesea, sometimes, uneori, occasionally, ocazional, seldom, rar, hardly ever, aproape niciodată, ever, niciodată. Adverbele de frecvență definite se poziționează în mijlocul propoziției și anume după subiect și înainte de verbul principal, dar nu și în cazul verbului to be, a fi. De exemplu, we always walk to school, întotdeauna mergem pe jos la școală. She usually drinks coffee in the morning, ea de obicei bea cafea dimineața. Și acum un exemplu cu verbul to be. I am never late for school. Eu niciodată nu întârzi la școală. Dacă în propoziție, pe lângă verbul principal, mai avem și un auxiliar, atunci adverbul de frecvență se poziționează în mijloc. De exemplu, my baby doesn't often cry. Copilul meu nu plânge des. În cazul modalului have to, adverbul de frecvență va fi poziționat înaintea auxiliarului. De exemplu, we always have to wake up early. Noi întotdeauna trebuie să ne trezim devreme. Vă mulțumesc pentru atenție, sper să vă fie util acest video. Scrieți-ne în comentarii ce teme ați dori să mai discutăm. Please like and share și nu uitați, subscribe! Bye bye!